Salutare, dragi pescari. Mă aflu astăzi pe balta Valea Plopilor, la aproximativ 30 de km de București. O locație liniștită, pare a se fi privată, între ghilimele, condiții ca în zero pentru o baltă privată. Dar cel puțin se prinde pește. M-am uitat puțin pe clipurile video la pescarii care au mai pus această baltă, la ce momele au folosit, ce nadă. Da, cred că am și un șar pe care vrea să mă viziteze. Tot timpul ăsta e norocul meu. Până acum sunt mulțumit de ceea ce am prins. Nu sunt singur, sunt cu un prieten, el a avut o problemă și a plecat, după care o să revină. Chiar am avut activitate. Am prins și crap, și caras, biban micut, babușcă, roșioară. Deci mai multe tipuri de pești. Încercam mai multe momel, numai că din câte se vede doar la râmă și viermuș. Am activitate. După cum vedeți, mi-am pierdut bambina, nu știu pe unde a ajuns. Am improvizat o linie, este ok, mă ajută. O să vă arăt și cât pește am pus până acum. Am de la ora 8 până la ora 12, sunt vreo 4 ore. Vă arăt imediat. A, 50 de lei. Deci 50 de lei nu contează câte veți aveți, lansete. A venit un domn dubios din punctul meu de vedere. Nu vă dă bun, nu vă dă nimic, dar... Na, și că este balta dusă. La tipul de nadă, folosesc două nade combinate de la Pro Mix, căpșună și usturoi, și TTX cu miere. A dat un randament destul de ok până în momentul de față. Vreau să... Am propus să stau până la ora 20, 12 ore, să văd dacă reușesc performanța de anul trecut în care am prins, nu știu, am un clip destul de scurt în care aveam 4 kg, aproape 5 kg de caras. Caras frumos roșu, nu am mai văzut. Am văzut caras alb, galben, dar roșu nu. Haide. Chiar vă recomand această baltă dacă vreți să vă distrați, să vă relaxați. Problema este cu locul.
Nu știu dacă se vede, pe anul trecut am pescuit pe partea cealaltă a lacului, numai că acum nu mai aveți acces. S-a făcut o grădină, cineva a îngrădit și nu vă mai nu ne mai lasă să mai trecem pe acolo. Maxim 4%. De-abia am găsit acest loc. Cum am găsit locul, cum m-am instalat? Cineva a văzut mașina, domnul respectiv fiind între ghilimele administratorul, a venit la mine și m-a abordat în felul următor. Frate, banii! Scoate banii! Bineînțeles că i-am scos banii și i-am dat. Să vedem un drill în direct. Să vedem. Op, 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 op. Da, lanseta minunată. Cred că l-am. Da, cum vedeți, un cărășel agățat, chiar doi pești, un cărășel agățat și unul mai, un pic mai mare, mai răsărit. Dar cu ăsta mic, știți ce o să fac? O să-l pun la viei, ceea ce vă recomand și vouă. Dacă viermii nu sunt într-o stare prea bună, puneți un pește în aproximativ un sfert de oră. Într-un sfert de oră o să fie ca... Da? Țin? Deci după 4 ore să vă arăt cât pește, sper că nu mai este așa. Cât pește am prins. Am la aproximativ 2 kg și caras și crap și, cum am mai spus, nu e plăt. Am și un mic biban. Deci există și biban pe această baltă. Un mic bibanaș. O să le liberez, doar că vreau să văd cât pește pot să prind până diseară. Da, fraților, o să revin mai târziu cu alte detalii. Băi, fraților, am ajuns și la final. Pe ziua de astăzi cu pescuitul ne-a rupt soarele, dar ne-a rupt rău de tot. 37 de grade la soare. Am zis că stau până la ora 20 să fac 12 ore, dar n-am mai putut. M-a terminat din toate punctele de vedere. Cum am zis, la final o să vă arăt peștele pe care l-am prins. Eu împreună cu prietenul meu Ionut. Dacă vreți să veniți pe acest lac, vă spun de acum să aveți la voi cel puțin 500 de grame de râme și viermișor la greu, pentru că nu știu, noi am încercat și la mămăligă și la pop-up și la alte momente, dar nu a mers. Ne-a prăjit, pur și simplu ne-a prăjit soarele. După cum vedeți, ăsta e locul unde am pescuit astăzi. Câte știu eu, asta era o baltă sălbatică, dar s-a transformat privat, nu știu cum, peste noapte. Niciun loc amenajat, după cum vedeți, ne-am chinuit. Astăzi noi am făcut locul acesta.
A rupt iarba, a rupt crengile. Ne-am chinuit cât am putut de mult. Am mai spus că plata este 50 de lei la 4 bețe, nu contează că sunt două lansete, două undițe. A venit un domn, nu ne-a dat bon, nu ne-a dat nimic. Mi-a cerut banii, i-am dat banii, să rămână. Ne-am văzut de treabă, el a plecat. Da, asta e procedura. Cele din urmă o să vină și prietenul meu. Îi predau lui telefonul să vară cât pește am prins. Ia, Ionuțe. Băi, fraților, hai să vedem cât pește ne-am prins noi astăzi, de la 8 până la 6, 4, 10 ore, da? 10 ore cât pește am prins. Din punctul meu de vedere, este ok. Legat de greutate, 3 kg, 4, ceva pe acolo, hai să-l punem găleatul, poate ne dăm seama mai bine. Să nu rănesc. Și biban, și caras, și crap. Treaba a prins doar tovară și Ionuț. Nu uite, s-a umplut găleata. Ce să mai am, s-a umplut găleata. Când stăteam o jumătate de oră, nu mai aveam unde să mai punem pește după aceea. Da-ți, frate. O găleată de 5 kg. Eu zic că n-are 5 kg, are undeva la 3 kg jumate, 4 kg. N-are stare în el. Cum v-am mai zis, cam o meală. Cel mai bine merge la viermuș și râmă. Și ca nadă, încă ceva. Aș avea rugămintea ca toți pescarii care văd acest clip și nu numai, care vor termina pescuit. După ce veniți la pescuit, după ce terminați partida de pescuit, adunați-vă gunoaiele. Ține de cei 7 ani de acasă. Noi suntem rupți. Terminați din toate punctele de vedere, dar tot ne-am strâns gunoiul, după cum vedeți. Și hai să mă arătăm încă o dată cele două puncte de nadă. Nadă, căpșună și usturoi. Da? Promix. TTX. Cum e? Bine, nada este specială undeva pentru crap. Asta am vrut și noi să prindem, numai că n-a rupt pe caras. Deci eu nu vrei niciun pește, nu? Nu vreau. Am înțeles. Și cum v-am zis, 4 kg de pește, o găleată de pește, îl vom elibera. Ne-am distrat, ne-am simțit bine, asta este. Nu toți pești supraviețuiesc chiar dacă i-am ținut în apă. Nu știu dacă este răpitor. Vezi că e unul la mal. Da. Din păcate a murit. Da, fraților, dacă vreți să veniți pe lacul, cum se numește, Valea Plopilor, a numai 30 de km de București. Ați văzut ce fel de nadă am folosit astăzi pentru 8 ore și 12 kg de 12 kg, doamne. 4 kg de caras. Râmă și vermuș, aveți. Și spor la pescuit. Va pupa, frate.